salva sau bine, v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să-mi spăl mașina și cu această ocazie o să vă arăt și vouă cum să vă spălați mașinile foarte ușor cu boia mea și foarte ieftină în comparație cu un service care are o spălătorie și efectiv voi da 15 lei ca să vă fac cineva treaba cum ar veni să vă spăle mașina și eu o să vă arăt cum să vă spălați mașina cu 5 lei. Și da, deoarece mașina e foarte jegoasă, nu se mai poate fără o spălare. Oricum, dacă vă place ceea ce fac, nu uitați, dați un like, un subscribe și un share, m-a ajutat foarte mult. Vă invităm și pe comunitatea noastră de Discord, acolo vrem să facem o comunitate foarte mare. N-am să lungesc foarte mult timp tot ce aia, așa că noi momentan mergem să ne spălăm mașina, you know. E bine, da, am folosit două fise în total. O fisă, pur și simplu, am folosit-o pe ca să dau cum să pun mașina și iar cealaltă fisă am folosit-o pentru clătire. Ideea e că prezate mi se pare destul de bune, o să le vedeți și voi. Nu uitați să vă abonați, dați like și subscribe, m-a ajutat foarte mult și pur și simplu vă recomand să spălați mașinile la un self-service wash. Fiindcă, da, cu 5 lei îți poți face mașina plună, chiar cu 2,50 lei te poți face ok. Respect! Bine v-am regăsit și cam așa, mașina după o spălare foarte bună, gen 5 lei, super tare, plus am dat un săpun, cu apă și cam așa arată, imaginez că era plină de praf și etc.